Bună dimineața! După ce ieri am fost cu porcul și cu cârnații, azi a venit vremea topirii grăsimii pentru a face untură sau, cum mai spunem noi, jumări. Se scoate untura și rămân jumările. Am pus ceaoanele la foc. O să ne le puțin apă ca să înceapă topire și foc și afumare de dimineață. Și ia uitați, jumările după vreo 2 ore de fiert abia au ajuns în stadiul ăsta. Deci aici e de treabă, e de fiert la ele. E treabă de jumătate de zi. A început să se lase untură. Să ne dăm așa cu contrasoare. Continuare, se mai mestecă în ele din când în când, să nu se lipească de ceaoanele de tuci. Și foc. A venit vremea să scoatem din untură. În ceaunul ăsta mic s-a făcut mai repede, că a fost grăsimea aia pe burta aia, e mai subțire. Așa. În ăsta e mai mult. Acum scoatem untura. Și o punem în garniță. Așa, și după toată treaba asta, continuăm cu topirea, nu mai e. Până rămân jumările făcute, rumenite. O parte din jumări sunt gata, cele din ceaunelul mic. A, uitați-le, s-au făcut frumoase. Și mai e de făcut din asta. Asta mai durează, da? Aici o să punem la fiert toba. Untura. Aici. Cam asta e treaba cu jumările. Obținem carne friptă, prăjită, untură, topită, jumări.